Vă salut la al 18-lea clip din seria Lumea nu este cum crezi. Sunt unele lucruri pe care le învățăm greșit și din cauza asta rămânem câteodată toată viața cu o înțelegere incorrectă a unor noțiuni sau a unor fenomene. Ni se întâmplă tuturor. De fapt, acest lucru m-a determinat să încep această serie. Vreau, printre altele, să combat afirmații pe care le auzim mereu, dar care sunt false și care duc la o înțelegere deformată a realității. O astfel de afirmație este următoarea, sigur, formulată în diferite moduri. Ca să ajungi în spațiul cosmic, trebuie să atingi prima viteză cosmică, care are aproximativ 8 km pe secundă. Ei bine, vreau să vă arăt azi că nu ca să ajungi în spațiul cosmic ai nevoie să atingi o anumită viteză, ci ca să rămâi acolo. Teoretic, de ajuns în spațiul cosmic se poate face cu orice viteză, chiar și cu bicicleta, de unde și titlul acestui clip. Voi reveni în final la bicicletă. Priviți acest marker. El se ridică acum uniform, cu viteză constantă, pentru că forța cu care îl împing eu în sus este egală cu greutatea lui și atunci, odată pus în mișcare, el se mișcă din inerție. Dacă aș putea să mențin această forță săptămâni în șir și markerul s-ar ridica uniform, săptămâni în șir, ar ajunge tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus și la un moment dat s-ar trezi în spațiul cosmic. Și nu a atins prima viteză cosmică pentru asta. Apropo, nu există o trecere bruscă la spațiul cosmic. Atmosfera nu se termină brusc. Dacă ați crezut că e așa, lumea nu este cum credeți. Există doar o rarefiere a aerului pe măsură ce ne ridicăm. Dar nu se poate spune aici se termină atmosfera și aici începe spațiul cosmic. Aerul se face tot mai rarefiat pe măsură ce urcăm și la peste 2-3 km înălțime, deja cei mai mulți oameni nu pot rezista un timp oricât de lung fără o procedură de adaptare. Mai devreme sau mai târziu vor suferi de lipsă de oxigen. Iar la altitudinea de 8 km, numai oameni foarte bine antrenați, cu o condiție fizică extraordinară, pot să respire fără mască de oxigen și doar pentru un timp limitat. De pildă, alpiniștii care urcă pe Everest. La această altitudine, nimeni nu se mai poate adapta. Nu mai putem face o adaptare ca să trăim la această altitudine fără oxigen suplimentar. Din punct de vedere al aparatelor de zbor, se consideră că altitudinea la care începe spațiul cosmic este cea la care viteza necesară unui aparat cu aripi ca să obțină portanța necesară, ca să-l mai țină aerul rarefiat de la înălțimea respectivă, devine egală cu viteza necesară ca să devină satelit artificial al Pământului la înălțimea respectivă. Această limită se numește limita Kármán și este undeva între 80 și 100 de kilometri și de aceea s-a propus altitudinea rotunjită de 100 de kilometri ca limită. Azi se poartă discuții despre coborârea acestei limite la 80 de kilometri. Până la urmă, este o limită convențională și pentru știință este mai puțin importantă. Să ne întoarcem la marker, care, vă amintiți, a ajuns în spațiul cosmic, urcând frumos încet pe verticală și a așteptat acolo să termin cu explicațiile legate de ieșirea din atmosferă în spațiul cosmic. Problema cu ridicarea markerului cu viteză constantă, încet, pe verticală, este că deși este în spațiul cosmic, acum s-a ridicat suficient de mult ca să putem face această afirmație, în momentul în care încetează acțiunea forței care îl ține acolo, el cade. Ca să nu se întâmple acest lucru, trebuie să imprimăm o viteză
tangentă la suprafața Pământului sau aproape tangentă în funcție de traiectoria pe care vrem să o aibă corpul respectiv în jurul Pământului, cerc sau elipsă. Deci dacă avem un obiect în spațiul cosmic și nu vrem să cadă înapoi pe Pământ, trebuie să imprimăm o viteză minimă tangentă la suprafața Pământului, numită viteză de satelizare. Ea depinde de înălțimea la care se găsește corpul, iar dacă această înălțime este mică și traiectoria pe care vrem să se miște corpul este un cerc, atunci se numește prima viteză cosmică. Deci el trebuie să aibă această viteză nu ca să ajungă în spațiul cosmic, ci ca să rămână pe orbită fără să mai cadă pe Pământ. Și acum gândiți-vă la o rachetă. Aici vedeți cel mai puternic ansamblu de motoare rachetă construit vreodată. Vi l-am mai arătat odată într-un clip. Racheta Saturn, cea care a făcut posibilă aselenizarea în cadrul misiunilor Apollo. Dacă forța motoarelor este egală cu greutatea ei, atunci odată ce s-a pus în mișcare, ea se ridică și ar putea să se ridice cu viteză constantă. Nu e nevoie să accelereze. Până când? Nu există o limită teoretică. Atâta timp cât îi ajunge combustibilul. Deci există o limită tehnică. Deci nava nu accelerează ca să ajungă în spațiul cosmic, ci ca să atingă viteza la care traiectoria ei în câmpul gravitațional al Pământului devine o elipsă sau un cerc. De aceea, la început, ridicarea se face pe verticală și apoi nava se înclină și își tot mărește viteza, astfel încât în momentul în care a ajuns în spațiul cosmic și are deja poziția tangentă la suprafața Pământului, să aibă și viteza necesară ca să rămână pe acea orbită. Am vorbit despre aceste lucruri în clipul din această serie cu numele imponderabilitatea. De fapt, în cazul rachetelor, există un alt factor, de data asta tehnic, de care trebuie să ținem seama, economia de combustibil. Trebuie să calculăm traiectoria și accelerația în așa fel încât să folosim cât mai puțin combustibil. Pentru că în cazul rachetelor e aproape un cerc vicios. Dacă vrem mai mult combustibil, atunci greutatea rachetei crește și atunci e nevoie de și mai mult combustibil. Când se lansează nave fără echipaj uman, de pildă de multe ori se lansează sateliți, în mod automat, fără să fie nevoie de intervenția omului, atunci se poate face economie de combustibil, deoarece racheta are voie, în acest caz, să atingă accelerații foarte mari. Și dacă accelerează foarte puternic, atunci își atinge viteza necesară rămânerii pe traiectorie mai repede, ceea ce înseamnă mai puțin combustibil. Dar dacă există echipaj uman, accelerația trebuie limitată la câțiva G, adică de câteva ori doar mai mare decât accelerația gravitațională a Pământului, pentru că altfel cei din navă ar muri, cosmonauții ar fi striviți pe scaune. Din această cauză, viteza necesară rămânerii pe orbită se atinge în cazul în care există echipaj uman în mai mult timp, ceea ce înseamnă mai mult combustibil. Este deci mai scump, cel puțin din punctul de vedere al prețului combustibilului, să punem oameni pe orbită decât aparatură. Și în final, bicicleta. V-am arătat că se poate ajunge în spațiul cosmic cu orice viteză, chiar cu viteze mici. Dacă ar exista un drum care urcă până când iese practic din atmosferă, am putea să ieșim în spațiul cosmic urcând acest drum cu bicicleta. Sigur, n-ar strica să avem un echipament corespunzător de cosmonaut, ca să avem aer, ca să nu înghețăm, ca să fim feriți de radiații și să nu ne pleznească capilarele din piele și din ochi din cauza reducerii presiunii. Ceea ce n-am putea însă face cu bicicleta ar fi să atingem viteza necesară ca să devenim satelit artificial al Pământului. Dar am putea ajunge în cosmos. Atenție la presiunea din cauciucuri. Gândiți-vă de ce. Dacă ați crezut că nu putem ajunge în cosmos decât atingând o anumită viteză,
atunci lumea nu este cum credeți. Putem ajunge și cu bicicleta.